Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei! Am trecut de a doua jumătate a lunii septembrie, vremea e din ce în ce mai răcoroasă, toamna se pare că și-a intrat în drepturi. Ce putem face în grădină și în seră în lunile septembrie-octombrie? Chiar dacă sezonul este pe sfârșite, încă mai avem ceva treabă de făcut în grădină și în seră. Înainte de toate, ne facem o obișnuință ca cel puțin o dată pe zi să mergem la capturat de omizi și ploșnițe, atât adulți cât și larve. Această metodă nu va rezolva problema 100%, dar cel puțin o va diminua în următorul an. Într-o găletușă cu apă, punem detergent de vase și ulei, poziționăm găletușa dedesubtul dăunătorului și cu o mișcare foarte rapidă și fermă scuturăm planta sau cu un băț sau o lingură o aruncăm pur și simplu în recipient. Dăunătorii vor muri în câteva secunde. Cel mai bine e să folosim mănuși dacă avem, bineînțeles. Este mult mai practic. În acest fel, numărul dăunătorilor va fi cu siguranță redus. Ce putem să mai facem în septembrie-octombrie? Începem să recoltăm fructele și legumele de toamnă. Fructele care s-au stricat și au căzut pe jos, le putem pune o parte la compost, o parte putem să recuperăm și să procesăm. Spre exemplu, din merele căzute pe jos, care s-au stricat, putem să curățăm bine și cu partea sănătoasă să o dăm prin răzătoare și să facem oțet de mere în amestec cu miere, pentru că este un adevărat elixir pentru sănătate, dar și pentru frumusețe în același timp. Bun oțetul de mere pentru noi, dar și pentru sănătatea animalelor noastre. Ghivecele cu flori și plante aromate le putem adăposti, fie în seră, fie în casă. Anumite resaduri pot fi transplantate din grădină în seră. Eu am transplantat salata și mărarul din grădină în seră, atât în sol cât și în ghivece. Ardeii iuți pot fi transplantați în ghivece și puși la geam peste iarnă, urmând ca anul viitor să-i plantăm din nou în grădină. În acest fel vom avea ardei iuți tot timpul anului. În seră mai putem semăna fetică și spanac. Înainte de primele geruri, acoperim culturile cu folia gril. Recoltăm semințele de flori și plante aromate. De asemenea, recoltăm semințele de legume. Putem recolta încă semințele de roșii și ardei, chiar dacă este recomandat ca semințele să fie recoltate de la primele două etaje. Eu recoltez semințe și de la ultimele etaje, atât timp cât roșiile sunt complet sănătoase. Putem să plantăm în această perioadă bulbii lalelelor, narciselor și a altor flori de primăvară. Se curăță pomii de crenguțele uscate, se greblează frunzele uscate și se pun la compost sau nu. Unii adepți ai agriculturii ecologice recomandă strângerea frunzelor la baza pomilor, pentru că acestea vor constitui un adăpost pentru unele animale și insecte benefice. Noi nu procedăm în acest fel pentru că, pe lângă insectele benefice, sub frunze iernează și insectele dăunătoare, cum ar fi, spre exemplu, ploșnițele.
Începem să strângem resturile vegetale din grădină și să punem la compost plantele sănătoase, bineînțeles. Cel mai bine este să le tocăm cu foarfeca dacă nu avem un tocător electric. Încercăm să păstrăm un echilibru între partea uscată și partea umedă, adăugând pământ peste partea umedă, cum ar fi peste frunze verzi sau peste fructe și peste resturile care ne rămân de la bucătărie, spre exemplu. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Eu vă doresc o toamnă îmbelșugată, multă sănătate și spor la treabă. La revedere!